Echipa feminină de minivolei a Clubului Sportiv Mușel, pregătită de profesorul Adrian Mihailă, s-a deplasat la sfârșitul săptămânii la Mioveni pentru a participa la primul turneu din cadrul campionatului național. Mușelencele au întâlnit în prima partidă pe voleibalistele de la ASC Juvenil Nicolae Titulescu din Brașov, pe care le-au învins cu scorul de 3-1. În primul set, brașovencele au condus cu 24-21, dar voleibalistele din câmpul lung au avut o revenire de senzație, câștigând următoarele 5 servicii și s-au impus cu 26-24. Până la final, CS Mușcel s-a impus cu scorul de 3-1, obținând 3 puncte. A urmat întâlnirea cu echipa organizatoare, CS Dacia Mioveni, o formație care a intrat pe teren cu un moral bun după victoria obținută împotriva altei reprezentante a municipiului Brașov, ACS Kids Stâmpa. După ce mușelencele au câștigat primele două seturi, elevele profesoarei Gabriela Aiza au revenit în joc și s-au impus în setul 3 cu 25-17. În setul 4, ambele formații au mers cap la cap până la scorul de 23-23, iar la final s-a impus CS Mușcel cu 25-23. În a doua zi a turneului, CS Mușcel a întâlnit ACS Kids Stâmpa Brașov, o echipă care a pus în dificultate micuțele voleibaliste din Mușcel. Primele două seturi au fost câștigate de elevele profesorului Adrian Mihailă. Setul 3 a fost adjudecat de brașovence, urmând ca voleibalistele de la Poalele Tâmpei să se impună și în setul 4 după o luptă strânsă. A urmat setul decisiv în care mușcelencele s-au impus cu 15-5. După cele trei partide câștigate, CS Mușcel ocupă prima poziție, fiind urmată la egalitate de puncte de Dacia Mioveni și Kids Stâmpa Brașov. Thank you.
s-a încheiat primul turneu de mini-volei. Un turneu, zic eu, foarte echilibrat, meciuri foarte disputate, echipe foarte echilibrate. A fost un nivel neașteptat de bun, zic eu, după această pauză competițională. Ca și concluzie, câmpul lung a fost prima cu 8 puncte. Eu, Dacia Mioveni și Kids Tâmpa 5 puncte și Juvenil Brașov 0 puncte. Însă se va disputa peste 2 săptămâni turneul 2 la Brașov, unde se poate întâmpla orice. Fetele au fost foarte ambițioase, deși s-a văzut lipsa de experiență, emoțiile, însă zic eu că s-au descurcat foarte bine. A fost un turneu destul de dificil și destul de important în economia calificării noastre la turneul semifinal. Am reușit să obținem 3 victorii, în prima zi 2 victorii de a câte 3 puncte și astăzi cu 3-2 împotriva Kids Tâmpa Brașov. Fetele noastre au avut un comportament liniar în creștere, pot să spun eu, ascendent, de la meci la meci și astăzi am întâlnit o echipă foarte ambițioasă care și ea se luptă la calificare și ne-a fost mai greu decât în ziua precedentă. Dar în final ne-am bucurat de o victorie 3-2, cu greu obținută, dar cu cât este mai greu obținută, cu atât ne bucurăm mai mult. Peste 2 săptămâni, CS Mușel va participa la al doilea turneu de mini-volei, organizat de această dată de ASC Juvenil Nicolae Titulescu Brașov.